sentiment rămâi atunci când te gândești la fata pe care urmează să o elimini? Devine din ce în ce mai greu să fac asta. M-am bucurat de prezența ei în această experiență. Mi-a plăcut să-mi petrec timpul cu ea. Kiubra, Alexandra. Te rog, mi-ai acceptat acest trandafir? Da, mulțumesc. Mersi și eu. Este o persoană cu care ai ce vorbi? Melissa, will you accept this rose? Yep. Thank you. Thank you. Este o femeie în devenire, încă nu este o femeie. Alexandra, will you accept this rose? Yes. Cu toate că poate are aspirații de femeie, trebuie să își dovedească ei mai întâi că este o femeie. Oana, accepti acest trandafir? Da. Este o persoană bună. Malinka. Nu știu în rusă, dar răspund în română. Îmi accepti acest trandafir? Cu siguranță. Sunt în rusă. Să zic asta. Ai spus dacă am făcut de la bal de data asta, zic că uităm împreună balul, suntem da. Meci. Exact. Ți-ai dat seama că e un om bun? Da. Cred că este o persoană bună, cred că are intenții bune. Ana, îmi accepti acest trandafir? Da. Însă eu nu mă încadrez în descrierea ei. În ceea ce privește bărbatul de lângă ea, cred că avem concepții puțin diferite despre viață și despre cum să arate o femeie și un bărbat și o relație. Simona, îmi accepti acest trandafir? Da. Ce parte? În urmă cu câteva zeci de minute, la finalul momentului artistic... Dacă tot am zis, dacă tot am zis aici, băi, m-am îndrăgostit de Andy și tot o zic, tot o zic tu. Andy și Catrina au avut din nou o discuție despre sentimente. Tu crezi că mi-este rușine? Nu mi-este rușine cu sentimentele mele. Nu cred. Asta zic, nu ar trebui. Da. De ce să-ți fie? Nimănui nu cred că ar fi rușine de niște sentimente. Despre sentimentele Catrinei. Am zis, eu am venit aici cu inima bucăți, să zic așa. Așa? Și tu ai reușit, da, ai reușit să îmi faci și eu să iubesc. Dar aici, neavând pe nimeni în jur, doar pe tine, știi? Nu ți-e frică de asta? De ce? Că poate nu simți și... Nu, no. Poate că nu simți și că... Crezi că nu simt? Nu, te întreb. Ascultă-mă până la sfârșit. Hai. Faptul că, cum ai spus, sunt singur... Și că ai putea să confunzi chestia asta, să zici că... Eu știu ce simt, tocmai de asta zic. Eu am iubit o singură dată și știu când iubesc. Eu am mai avut relații, dar n-am simțit acea chimie, acel sentiment, înțelegi? Eu de fiecare dată când vin aici am un gol în stomac, îmi bate inima, mai ales la ceremonie, știi? Adică simt lucrurile astea. Aveai emoții în același lucru cu iubirea. Este vorba de inimă aici, că bătea, înțelegi? Bătea. Deci bătea mai tare. Bătea mai tare, exact. Ei, vezi? Nu că atunci când este ceremonia, știi că pot să plec de aici și pot să te pierd. Înțelegi? Deci nu confund lucrurile, crede-mă. Știu ce zic. I-am dat timp să se convingă că nu este nici îndrăgostită, nici doritoare de o relație cu mine în mod real. Cred că i-am oferit destul timp și a venit momentul să ne luăm rămas bun. Catrina. Tu? Tu nu mai zic. Mai accepti acest trandafir?
Normal că da. Nebună! Tu? Nu mai zic nimic. Dominic, poți să vii, te rog, un pic? În 29 de ani am înțeles că ar trebui să am mai multă încredere în instinct și în ceea ce el îmi dictează. Eliminată odată de burlac, când am primit trandafirul, mi-a căzut tot cerul în cap. Considerând că între ei nu poate să se înfiripe o relație de iubire, Dominica a rămas în emisiune la rugămintea ei de a mai primi o șansă. Chiar îmi doresc foarte mult chestia asta. Îmi doresc să o faci să merite. Iar Andy a decis să-i ofere timp pentru ca singură să înțeleagă nepotrivirea dintre ei. Ea nu după omul Andy plânge, ci după pierderea, efectiv acțiunea în sine. Pentru a nu îi lăsa impresia că are după ce să plângă. Practic încerc să o protejez de o posibilă suferință, de o falsă suferință. Timpul a trecut și Dominica a început să simtă presiunea emisiunii. Mă simt pierdută. Fără a avea energia pe care o miză emoțională importantă o oferă unui astfel de demers. Obosită psihic sau fizic? Ambele. O discuție cu cărțile pe față. Vreau să fac să mă implic în chestii mai sociale, nu știu, cu animalele. Știi că iubesc foarte mult animale. Eu aș vrea, uite, de la un bărbat și să am o siguranță financiară, pentru că eu vreau ca pe viitor să fac ceva ce m-ar împlini pe mine sufletește, nu să muncesc pentru bani. Sincer. A lăsat să se vadă clar nevoile ei de la partener. Exact, ca să faci lucrurile alea trebuie să ai o situație financiară foarte bună. Și resemnarea s-a instalat în sufletele ambilor. Tu ai făcut o părere? Spre tine? Da. Amândoi nu regret că vin. Au înțeles că nu sunt făcuți unul pentru celălalt. Nu regret. Și dacă aș pleca, chiar nu regret, pentru că știu că tu, până la urmă, este important ca tu să fii fericit. Nu, urmă, despre asta e vorba, că nu este persoane greșite, doar nepotrivite. Exact. Și chiar nu ar trebui să afecteze go-ul oricărei persoane, pentru că nu este despre asta. Exact, nu ar trebui nici să te schimbi sau să încerci să fii pe placul altuia. E efectiv nepotrivim sau nu nepotrivim. Total de acord. Și nu știu, cred că se pierde faptul că noi suntem aici pentru tine și că tu decizi și trebuie să-ți respectăm decizia și nu înțeleg ce ar trebui să te tragem la răspundere. Sper că înțelegeți chestia asta, că nu este nimic la modul greșit, ci pur și simplu, efectiv, se cerne, știi? Și înțelegi dacă ai sau nu un viitor persoan respectiv. Exact. Deși am făcut eforturi de ambele părți, lucrurile nu se legau. Cu fiecare întâlnire, cu fiecare ceremonie, realizez că ești o femeie minunată, că ai foarte mult potențial și că cel care va fi alături de tine va fi un norocos. Însă, acela nu sunt eu. Te rog să ai multă grijă și mult succes. Mulțumesc mult, la fel. Sper să fii fericit. Mersi frumos, la fel. Descrierea bărbatului de lângă ea atribuia niște calități acelui bărbat care, în mod normal, o femeie nu cred că ar face-o. O femeie care este pe picioarele ei, independentă, cred că și-ar dori ca ea să fie mai întâi cineva sau prin munca ei să fie recunoscută și nu prin cea a bărbatului ei. Dominic, iată că a venit și momentul despărțirii. Ai încercat, eu nu pot să zic că nu ai făcut asta, dar știi cum e, dacă nu se leagă natural, mai bine să afli mai devreme decât mai târziu. Noi îți mulțumim mult, mulțumesc, a fost o bucurie să te cunosc, iar colegii noștri o să aibă grijă să ajungi în siguranță în România. Clar. Mulțumim mult de tot. Mersi. Ceau. Eram pregătită pentru chestia asta în caz că s-ar fi întâmplat. Thank you.
Când am fost eliminată prima oară, totul s-a schimbat și, practic, a venit mult mai ușor să fiu eliminată de data asta. Noi doi nu ne-am potrivit și sper că va găsi o parteneră ideală în una din fetele de aici. Pa, Domi! Pa! 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 Fetelor, ați rămas 8. Să vă odihniți, să fiți cuminți și ne vom întâlni când nici nu vă gândiți. Seară bună, la revedere! Seară bună! Seară bună. Pentru mine, probabil mai târziu voi găsi pe cineva potrivit mie și așa a fost să fie. Dominic a părăsit emisiunea, dar mai sunt 8 fete care au șanse reale la inima burlacului. Salut, stai, nu închide încă, nu închide. Ne bucurăm foarte tare că ne urmărești și dacă vrei să mai vezi aventuri din emisiunea Burlacul, abonează-te la canal și la notificări ca să vezi primul atunci când punem clipuri noi din emisiune. Mulțumim mult!